Sunt bucuros pentru rezultatul procesului de la Alba Iulia. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că s-a făcut lumină. Mulțumesc familiei mele, mulțumesc oamenilor care s-au lucrat pentru mine, pentru că, vă pot spune, s-au rugat preoți, pastori, biserici întregi, oameni care au crezut în adevărul meu, oameni care au crezut în ceea ce am făcut noi în municipiul Arad. Sunt bucuros că noi am avut dreptate, nu a fost ușor în acești ani. Am văzut foarte multe răutăți față de mine, față de familia mea. Aduceți aminte când au venit și au protestat în fața casei mele. Vă pot spune că în urmă cu câteva zile au scris pe pereții digului din, de lângă casa mea lucruri urâte față de mine sau față de familia mea. Eu cred că nu așa trebuie să facem competiție în municipiul Arad iar ceea ce am construit eu și echipa mea în municipiul Arad nu poate fi niciodată șters de mizerile pe care unii oameni vor să le pună în față. Vă mulțumesc celor din Arad care ați fost alături de mine și care aveți încredere că noi am fost corecți și vom fi corecți și iubim poate mai mult decât unii cetățeni acest oraș.